că eu sunt Mihaela Tătaru, sunt președinta Fundației Județene pentru Tineret Prahova și astăzi eu pot să spun cu mare bucurie că Ploieștiul a câștigat titlul de Capitala Tineretului din România pentru anul 2024. Acest lucru este o oportunitate pentru noi toți tinerii să ne implicăm mai mult în implementarea de proiecte atractive pentru tineri, indiferent de domeniul care ne atrage, pentru că vorbim de domenii precum educație, cultură, sport, antreprenoriat, incluziune. Deci, practic, urmează să creăm o agendă vastă de evenimente care pot fi în folosul tinerilor să deprindă abilități și competențe, astfel încât să se regăsească mult mai mult în orașul lor și să rămână aici și, de ce nu, chiar ei să implementeze la rândul lor proiecte. Noi avem o echipă mare, formată din tineri și profesioniști care vor să contribuie la evoluția sectorului de tineret și, practic, acest titlu ne va ajuta în tot ce înseamnă dezvoltarea sectorului de tineret și să implicăm tinerii să fie mult mai activi în comunitate.